Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei, o ediție specială în ziua în care, iată, au avut loc alegeri locale și alegeri europarlamentare. Am intrat în această ediție specială pentru a vă prezenta câteva cifre și impresii în urma acestor alegeri, rezultatele parțiale urmând să le aflăm în jurul orei 23-24, și mâine dimineață, adică luni dimineață, cel mai probabil, rezultatele finale. Dar trebuie să cunoașteți câteva informații despre cum a decurs votul la Pașcani, câte persoane au fost la vot și așa mai departe. Așadar, pe 9 iunie, astăzi, au avut loc alegeri locale pentru Consiliul Local, pentru primarul localității, fie că vorbim de municipiu, de orașe și de comune, pentru președintele Consiliului Județean, pentru Consiliul Județean și europarlamentare. Practic, fiecare cetățean care a participat la vot, care a fost prezent la urne, a primit câte 5 buletine de vot. La Pașcani, de această dată, prezența a fost mult mai mare față de prezența de acum 4 ani de zile. Procentul, iată, la închiderea urnelor, procentul prezenței la vot este de 38,75%. Pe listele permanente și complementare au fost înscriși 37.591 de persoane, iar la vot au participat 14.319 persoane, din care 176 au votat pe listele suplimentare. Aceasta este situația de la Pașcani. La Târgu Frumos, 11.208 persoane pe listele permanente și complementare. Au votat 4.924 de persoane, procentul pentru prezența la vot în jur de 45%. La Hârlău, 13.164 de persoane înscrise pe liste, procentul de participare cu aproximație 33%, au votat 4.249 de persoane. Bun. Spuneam că la Pașcani prezența a fost mai mare decât cea din 2020. În 2020 s-au prezentat la urne 12.245 de persoane cu voturi valide. În schimb, la Pașcani, în două secții de votare, avem o situație specială. La Colegiul Sadoveanu am văzut că au fost întrebări și pe rețele de socializare în legătură cu această situație. La secțiile 271 și 272, unde sunt înscriși 1.748 de persoane, respectiv 1.784 de persoane, cetățeni din Republica Moldova, cu dublă cetățenie, adică figurează ca fiind cetățeni ai municipiului Pașcani. Ei bine, din acești peste 3.500, au votat la 271, la secția 271, 5 persoane, iar la următoarea 272, doar 4 persoane. Dacă ar fi să scoate din ecuație cele 3.500 de persoane, practic prezența la vot cu cetățenii din Pașcani ar fi mult mai mare, probabil în jur de 40-41-42%. S-au înregistrat și câteva probleme, au fost câteva reclamații. Iată, conform unei situații prezentate de Poliția Județeană, au fost reclamate 97 de incidente, din care 67 nu s-au confirmat, au fost făcute 13 dosare penale. Și avem două situații, una la Pașcani, în suburbia Boșteni, și una la Moțca, la Băureni. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Înainte de a vorbi despre aceste situații speciale, haideți să urmărim un scurt material în legătură cu votul
celor care au participat astăzi și sunt pe liste, fie pentru funcția de primar, fie pentru funcția de consilier local. Câțiva dintre ei care au dat declarații la ieșirea de la urne. Haideți să îi urmărim. Printre pășcănenii care au votat la alegerile locale și europarlamentare au fost și cei care s-au înscris în cursa electorală. Candidatul PSD pentru funcția de primar al Pașcaniului a votat la o secție de vot din suburbia Lunca Pașcani. El a fost prezent la urne în jurul orei 12 împreună cu soția sa. În declarația dată jurnaliștilor, Pantazi a susținut că a votat cu gândul la problemele pășcănenilor. Pantazi a făcut apel la cetățeni să participe la vot. Rog pe toți cetățenii municipiului Pașcani să iese la vot și să voteze, pentru că este un drept cetățenesc și de votul lor contează viitorul municipiului Pașcani. Eu am votat cu gândul la problemele cetățenilor municipiului Pașcani și mă refer aici la aspectele privind reducerea taxelor și impozitelor, la probleme majore de rezolvat privind infrastructura, privind serviciile de apă, canal iluminat, privind învățământul, sănătatea, cultura, problemele sociale și cu gândul că în următorul mandat cetățenilor municipiului Pașcani le va fi mai bine. De asemenea, candidatul PNL pentru primăria municipiului Pașcani, Marius Pintilie, a votat la secția de vot de la școala Iordache Cantacuzino. El a fost prezent la urne în jurul orei 10 împreună cu soția sa. În declarația dată jurnaliștilor, Pintilie a susținut că a votat pentru prosperitate. Păi, am votat pentru prosperitate la Pașcani, pentru continuarea proiectelor, pentru o dezvoltare continuă la Pașcani, pentru un municipiu Pașcani care să fie prosper, să fie frumos, să fine atractiv pentru tineri și pentru antreprenori. Un alt candidat pentru funcția de primar a votat la una dintre secția de votare de la grădinița numărul 3 din zona Vale. Ștefan Ancuța de la PMP susține că a votat pentru viitorul municipiului Pașcani. Am votat pentru viitor. Am votat pentru a aduce schimbare. Am votat pentru ceva nou în acest oraș. Tot pentru un viitor mai bun a votat și Gabriela Nedelcu, candidat PSD pentru Consiliul Local Pașcani. Am votat în primul rând o echipă de profesioniști, o echipă care știe să facă treaba bine, condusă de un om cu multă experiență, un om care a dovedit că poate să facă binele comunității noastre. Îndemn pe toată lumea să iasă la vot, să-și exprime votul, pentru că suntem un stat democratic și așa este firesc ca fiecare să venim să ne exprimăm opțiunea. Dă-i Dumnezeu cel mai bun să câștige. În cursa pentru un mandat în legislativul pășcănean s-a înscris și un candidat independent. Oana Țogan a spus că a votat pentru schimbare. Da, am revenit. Spuneam că rezultatele parțiale la Pașcani vor fi făcute publice, adică încep să se contureze după ora 11, înspre miezul nopții, sau chiar după. Bătălia la Pașcani pentru funcția de primar este strânsă. Este extrem de important să fie numărat fiecare vot și așa se va întâmpla. Ambele partide principale, PSD-ul și PNL-ul, s-au mobilizat foarte bine și au reprezentanți în fiecare secție de votare, tocmai pentru a urmări tot ceea ce se întâmplă și pentru a număra cât mai bine. PSD-ul a încercat să facă un exit poll, a avut la dispoziție un contract cu o societate specializată și au făcut o astfel de măsurătoare până la ora 21, doar la secțiile de votare din municipiu, nu și la cele din suburbii. N-au făcut publice rezultatele pe motiv că nu prea au dorit să răspundă cei care au fost întrebați cu cine au votat. Unul din 5, unul din 6 au votat, ceea ce înseamnă că aproximările făcute de către cei care au realizat exit poll-ul sunt în mod evident cu diferențe foarte, foarte mari.
Este și motivul pentru care au refuzat să dea cifrele obținute la exit poll. Dar, din câte am auzit așa pe surse, în zona de deal a municipiului Pașcani, Marius Pintilie ar sta mai bine decât Dumitru Pantazi de la PSD. În zona valea municipiului, conform cifrelor, repet, diferențele sunt fiind foarte mari, dacă este adevărat că unul din cinci au răspuns, în zona Vale ar fi, conform acestor rezultate, o diferență mică între cei doi, cu Marius Pintilie în față. Dar în suburbie am înțeles că Dumitru Pantazi este foarte bine și că ar compensa aceste diferențe din municipiu. Rămâne de văzut care va fi rezultatul final. Noi avem o echipă în fața celor două sedii de la PNL și PSD, care va intra în live, adică vom avea o transmisie în direct de acolo, în momentul în care se vor aduna cei de la cele două partide și vor sosi primele rezultate. Vor fi și primele reacții, vă dați seama, unii bucuroși, alții mai puțin bucuroși. Vom încerca să preluăm și câteva puncte de vedere de acolo. Deci vom avea o transmisie în jumătate de oră, maxim o oră, va începe această transmisie live pe canalul nostru de YouTube și pe paginile de Facebook. Bun, revenind la situația de astăzi, spuneam că au fost două evenimente, două incidente. Unul la Boșteni, câteva persoane au primit cu un buletin de vot în plus. Deci nu 5, 6 buletine de vot. S-a făcut o plângere penală, este o cercetare și se va vedea care a fost contextul privitor la această chestiune. Haideți să vedem știrea privitor la evenimentul de acolo. Ziua votului a început cu stângul într-o suburbie a municipiului Pașcani. Membrii comisiei din secția de votare din Boșteni ar fi împărțit mai multe buletine de vot, în loc de câte unul pentru fiecare secțiune, mai multor cetățeni. Astfel, oamenii ar fi avut posibilitatea să voteze de mai multe ori. Poliția a fost sesizată și au fost deschise două dosare penale. Ca urmare a informațiilor referitoare la faptul că la o secție de votare de pe raza municipiului Pașcani, membrii comisiei de votare ar fi dat mai multor persoane câte 4 buletine de vot în loc de unul, suntem abilitați să comunicăm următoarele. Polițiștii au efectuat verificări, ocazie cu care au identificat persoanele care ar fi primit mai multe buletine de vot. În cauză au fost întocmite două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă la vot. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul, urmând a fi dispuse măsuri legale. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Da, cam asta a fost la Boșteni. Nu știm exact ce s-a întâmplat, vom vedea. Vă aduceți aminte, acum 4 ani de zile, liderul PNL, primarul Marius Pintilie, a ieșit pe Facebook tot așa cu un mesaj alarmant de mobilizare, pe motiv că la Blăgești cineva ar fi ieșit cu niște buletine de vot stampilate și explica Marius Pintilie că ar fi avut interes să facă suveica și așa mai departe. A fost depusă o plângere penală, nici acum nu se cunoaște care, dacă a fost identificat vinovat sau nu. Susținea Pintilie la momentul respectiv că era vorba de un buletin de vot pentru alegeri locale, pentru primar. De fapt, era vorba pentru Consiliul Județean. Deci, nu este un rezultat al anchetei. Iar acum, această problemă de la Boșteni a fost speculată de asemenea pentru mobilizarea pășcănelilor la vot. A ieșit domnul Marius Pintilie și, mă rog, în stilul dumnealui, a încercat să explice, uite, că vor să fure voturi și așa mai departe. Nu se știe foarte clar ce a fost la Boșteni, cine este vinovat, dacă este de la un partid sau de la alt partid, rămâne de văzut. Trebuie făcut o anchetă. Nimeni n-a vrut să spună cine a făcut plângerea și care ar fi vinovatul dacă este un astfel de vinovat. La Moțca, la Băureni, am fost sunați de
niște cetățeni de acolo. Secția de votare a fost închisă pentru o oră. A fost un incident în legătură cu o persoană care avea băutură într-o sacoșă și ar fi dorit să intre în secția de votare. Haideți să urmărim știrea. Secția de votare din localitatea Băureni, comuna Moțca, a fost închisă timp de o oră în urma unui incident. Un localnic susține că a fost încătușat și bătut de polițistul care asigura ordinea la secție, în momentul în care a reclamat faptul că un alt cetățean a intrat în secție cu o sacoșă în care ar fi avut sticle cu băutură. Bună ziua, am venit la votare la noi în sat, la Băureni, sat Moțca, comuna Moțca, sat Băureni. În momentul când am intrat aici, am văzut că un domn polițist stătea într-o poziție mai agresivă. A scos pieptul în față și s-a pus în ușă și a spus, nu intră de afară 5 persoane în secția de votare. Am zis, ok, este cineva înăuntru, nu mi-a vorbit el, mi-a vorbit cumnatul domnului primar, Serioja Hobincă, a zis că da, Strugurel, este 5 persoane înăuntru, așteaptă și după aia intri tu. M-am retras, m-am pus pe bancă și domnul tot se plimba, era roșu în față, a intrat înăuntru în camera aia acolo, nu știu ce a făcut, că eu stăteam aici afară, am intrat. Mi-a spus domnul Fiodor, gata, poți să intri, că a ieșit lumea. Am intrat, am votat ca tot cetățeanul. Când am ieșit înapoi, cum îi spune familia lui Remos? Dascălu Remos, care are marketul, l-am văzut că intră cu o sacoșă galbenă, din nailon. Prin sacoșă se vedea sticlele, bere. Acum, dumneavoastră, vă dați seama că n-aveam de unde să văd eu țipla dacă este cu alcool sau fără alcool. Se vedea doar că este bere. Și am spus, în secția de votare se intră cu bere. Domnul polițist a ieșit din camera unde a intrat cetățeanul cu berea și a venit direct în pieptul meu. Și a spus, treaba ta ce se întâmplă aici? Șefule, dar intră cu berea în secția de votare. M-a luat, am filmat pe telefon, m-a luat, m-a izbit de pereți, se vede și pe mine și pe mânuri, da? M-a izbit de pereți, m-a încătușat, m-a izbit pe scaun acolo înăuntru și m-a ținut 2 ore, legat la mâini. O mai venit alții, pe nepoată mi-au luat-o și a izbit-o capul de beton și așa s-a comportat până în momentul ce ați venit dumneavoastră. Și o femeie rudă cu bărbatul agresat ar fi fost lovită. Eu am mai mult ca ea, pe mine m-a bătut mai tare. I-am spus că sunt bolnav de rând, nu m-a crezut. Era deja scandalul început, am vrut să intru în sala de votare și mi-au spus că n-am voie, am zis că e public, nu e privat, nu e nimic, am fost să intru să votez. O spun, dar de ce? Mă trebuie să vină la voastră când să votez și când nu să votez. Eu zic așa, pleacă de aici, pleacă de aici, nu mă uit că ești femeie. Și m-a luat, așa, că se vede, m-a luat, m-a trântit și m-a izbit jos, după m-am ridicat, m-a luat din nou. Și mi-a dat cu bocancul, care au ei cu fer, mi-a dat la picior și nu pot să vă arăt aici, am fost toată vânătă. Cum am căzut, dacă nu puneam gometele, deci spărgeam capul eu, spărgeam. Și m-a luat și m-a dat, deci am niciunul, nici o poliție până momentul ăsta nu mi-a luat o declarație. Nimic, nimic, nimic. Deci trebuie să mă duc la Iași, la medicină legală, ca să fac. Ca să nu mi-a. Lor le-au luat, eu că-s femei, că după aia am dreptate, nu mi-a luat niciun o declarație sau ceva. Nimic absolut. Inspectoratul de Poliție Județean Iași a precizat că bărbatul a provocat scandalul. La data de 9 iunie anul curent, în jurul orei 14:05, la o secție de votare din satul Băureni, comuna Moțca, s-a prezentat un bărbat de 44 de ani de localitate, care a provocat scandal, motiv pentru care polițistul aflat în misiunea de protecție a secției de votare a intervenit imobilizându-l. Persoana agresivă a fost preluată ulterior de o patrulă de poliție din cadrul secției numărul 6 Poliție Rurală Pașcani și condusă la sediul postului de poliție, fiind sancționată contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei. La scurt timp, la aceeași secție de votare s-a prezentat un alt bărbat din localitate, în vârstă de 20 de ani, care, nemulțumit de măsura luată față de cealaltă persoană, a provocat scandal, motiv pentru care polițistul a procedat și la imobilizarea acestuia. Tânărul a fost preluat de o patrulă de poliție din cadrul secției rurale și condus la post. În cauză se continuă cercetările la nivelul Poliției Municipiului Pașcani, urmând a fi dispuse măsurile legale. Secția de vot a fost deschisă la circa o oră după incident. Da, am revenit. Deci, în Moțca, la Băureni. Spuneam că au fost 97 de incidente reclamate, 67 nu s-au confirmat, dar iată, au fost făcute 13 dosare penale. La Pașcani, tensiunea este maximă. În momentul de față, colegii mei au transmis că este liniște totală la ambele partide. Vorbim de PSD și PNL. Deci tensiunea este maximă, contează fiecare vot numărat. Am înțeles că primarul este la o secție de votare
prezent, stă acolo să supravegheze numărătoarea voturilor. Contează foarte mult fiecare vot și ce anume va reieși din numărarea voturilor, în special din suburbii. Probabil în jurul orei 12 vom avea cât de cât o situație provizorie privitor la acest rezultat, în special la primar, pentru că asta îi interesează pe toți, dar să nu uităm că contează foarte mult și votul la Consiliul Local. Am văzut că au fost publicate pe rețelele de socializare, pe site-urile de știri, pe televiziuni și exit poll-urile privind rezultatele la alegerile europarlamentare. Probabil le știți, le citesc și eu, Alianța PSD-PNL 54%, AUR 14%, era de așteptat, Alianța Dreapta Unită 11%, mă așteptam să ia mai mult, și UDMR-ul 5%. Deci astea sunt rezultatele exit poll-ului pentru alegerile europarlamentare. Nu prea a fost făcută în țară campanie electorală, nu prea s-a vorbit despre aceste alegeri europarlamentare, deși sunt extrem de importante și rezultatul de asemenea. Bun. Este interesantă și structura votului de la Pașcani. Spuneam că prezența în jur de 38% și dacă ar fi să scoatem din ecuație cei aproape 3500 de moldoveni de la două secții de votare, unde au votat 4 și 5, deci în total 9 persoane, deci prezența ar fi peste 40%. Structura acestui vot este extrem de interesantă. Peste 3500 cu aproximație sunt votanți cu vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani. Și încă 2500 cu aproximație cu vârsta peste 65 de ani. Deci profilul votantului dominant aici în Pașcani, la aceste alegeri, este al persoanei cu vârsta peste 45 de ani. Puțin tineri la vot, iată, circa 500 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, tot așa, circa 500 de persoane cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani și în jur de 1500 de persoane cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani. Deci, a fost o mobilizare extraordinară pentru cei cu vârsta peste 45 de ani. De altfel, este și profilul populației din Pașcani, cât a mai rămas aici, pentru că tinerii au plecat la muncă în străinătate sau sunt studenți și așa mai departe. Deci au rămas persoanele mai în vârstă și pensionarii. Noi tot discutăm că Pașcaniu are un astfel de profil, iar politicile administrative și sociale ar trebui să fie adaptate acestui profil social. Dar, în amănunt, Consiliul Local, care mai are încă mandat până în septembrie, nu prea a discutat acest subiect, la fel și primarul. Nu prea avem politici sociale adaptate pentru structura socială de la Pașcani. Avem votul de pe 9 iunie, vom avea rezultatul în noaptea asta, mâine dimineață. În câteva zile vor fi transmise rezultatele finale, dar asta nu schimbă decât perspectiva, pentru că actuala administrație locală, primarul și Consiliul Local, mai rămâne în funcție până în septembrie, adică până la finalul mandatului. Și după aceea se va face schimbarea cu noi consilieri locali sau cu nou primar, dacă va fi cazul. Deci, repet, chiar dacă vom avea rezultatele de la alegeri, și primarul și consilierul local vor rămâne în funcție până la finalul acestui mandat. Este o noutate în materie de politică și administrație locală, după această idee grozavă de comasare a acestor alegeri, știți bine la ce mă refer. Urmează apoi alegeri prezidențiale în septembrie și, dacă nu greșesc, în decembrie,
alegeri parlamentare. Bun. Pot anticipa, să spun așa, ce va fi după numărarea voturilor, dar mă abțin. Cel mai bine este să vedem cifrele. Pot să spun, în schimb, câte ceva din ce îmi doresc. Îmi doresc ca legislativul local, de exemplu, să fie mai colorat. Îmi doresc să intre AURU în Consiliul Local și USR-ul de asemenea. Îmi doresc să intre și consilierul independent, doamna Oana Țogan. Și îmi doresc de asemenea ca cei de la ProRomânia să nu mai facă parte din viitorul Consiliu Local, pentru că prin această politică pe care au dus-o timp de 4 ani de zile, foarte duplicitară și greu de înțeles, au făcut mai mult rău decât bine comunității, este punctul meu de vedere. Și mi-l exprim, iată, după votul exprimat de către cetățeni. N-am spus-o în timpul campaniei electorale, n-am spus-o înainte de alegeri. O spun după consumarea votului. Iar la primărie, ce ați votat dumneavoastră, ăla va fi rezultatul. Nu pot să nu spun că am observat în această campanie, dincolo de gândurile bune și mai puțin bune ale celor care au participat la emisiuni de dezbateri sau a celor care au discutat cu dumneavoastră direct sau indirect pe rețelele de socializare și așa mai departe, am observat, de exemplu, consilieri în funcție care fac parte din comisii de specialitate, tineri de altfel, care și-au făcut filmulețe, s-au promovat că au de gând să se ocupe de tineri, să facă proiecte și n-au spus ce au făcut 4 ani de zile. Adică timp de 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de zile. Ce au făcut pentru tineri, ei fiind în Consiliul Local? Să vii, să faci filmulețe și să cânți, să spui, doamne, vai, ce greu este pentru tineri, de ce pleacă din Pașcan sau de ce nu se întorc? Păi ce ați făcut timp de 3 ani jumătate, 4 ani în Consiliul Local pentru că acești tineri să se întoarcă sau să rămână la Pașcan? N-au făcut nimic, n-au venit cu nicio propunere concretă. Și să-ți faci filmulețe, să spui, doamne, vom face în următorii 4 ani de zile, mi se pare de-a dreptul stupid. Vom discuta pe larg despre promisiuni și despre această campanie electorală și cu o parte urâtă, pentru că au fost și multe chestiuni negative în această campanie electorală, vom face câteva emisiuni de analiză pe această temă. Eu mă opresc aici, repet, nu avem rezultate, suntem în așteptarea acestor rezultate, vom încerca să facem o transmisie în direct de pe la ora 23 sau 24, depinde foarte mult de cei de la partide. Rămâne de văzut dacă va veni cineva să discute cu presa. Vom încerca să vă arătăm atmosfera de acolo. Repet, unii vor fi bucuroși, alții vor fi supărați. Rămâne de văzut care vor fi cei bucuroși și cei supărați. Iar rezultatele finale le veți regăsi după ora 12 pe site-ul bitv.info sau în transmisia live pe canalul de YouTube și pe paginile de Facebook, sau mâine dimineață, de asemenea, pe site-ul bitv.info și pe larg în buletinele de știri. Vă mulțumesc mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare!